Din momentul în care am decis să-L urmăm pe Hristos care ne-a mântuit, vecinii noștri au început să ne hărțuiască, să ne amenințe, pentru că nu le plăcea că noi ne-am abătut de la obiceiurile strămoșilor noștri, care au trăit pe meleagurile de aici. În vara anului 2023, Guadalupe și soția sa, Letiția, au început să-L urmeze pe Hristos în comunitatea lor indigenă din Chiapas, Mexic. Amenințați că vor fi alungați dacă nu renunță la noua lor credință, au cerut ajutorul unui pastor pe care îl cunoșteau. Acesta i-a pus în legătură cu organizația Open Doors și cu un avocat pe nume José Alfredo, care poate să consilieze și să medieze în situații ca aceasta. În calitate de avocat, acord sprijin din partea organizației Open Doors, oferind reprezentare legală persoanelor care suferă orice fel de hărțuire, de marginalizare sau persecuție religioasă. Constituția noastră din Mexic are 136 de articole. Toate apără drepturile omului și, în mod specific, articolul 24 din Constituție stabilește că toți suntem liberi să profesăm orice religie care ne place. Dar în comunitățile rurale, indigene izolate, oamenii trăiesc adesea conform propriilor obiceiuri și reguli tradiționale. În regulile nescrise ale băștinașilor se cunoaște precis faptul că oamenii nu își pot schimba credința, ci trebuie să urmeze ceea ce este deja impus ca religie tradițională ancestrală. Și când cineva, un creștin, are nevoie de acea schimbare de credință, în acel moment majoritatea devine nemulțumiți, iar vecinii încep cu hărțuirea și cu amenințările. Au fost cazuri în care familii întregi au fost alungate sau atât de rău s-au purtat vecinii cu ei, încât au fost nevoiți să plece. José Alfredo își folosește expertiza juridică pentru a educa atât credincioșii creștini cât și liderii comunităților lor în ceea ce privește litera legii. Așadar, în mai multe cazuri, credincioșii exilați au putut să se întoarcă la casele lor și să se închine într-o relativă libertate. Căutăm să ne asigurăm că oamenii care sunt în situații de conflict au oarecare siguranță, în așa fel încât să-și poată practica credința în mod deschis. Și acest lucru s-a făcut și s-a realizat în multe locuri unde am ajuns noi ca și organizație Open Doors. Mulțumim organizației Open Doors. Avocatul José Alfredo ne-a ajutat astfel încât comunitatea să ne lase liberi și să nu ne mai alunge. Guadalupe și familia lui sunt acum liberi să se roage în privat. De asemenea, au beneficiat de o instruire biblică pentru a-i ajuta să rămână puternici în credința lor. Singurul lucru de care am nevoie eu acum este rugăciunea, ca frații să se roage pentru mine, ca eu și soția mea să rămânem fermi lângă cuvântul lui Dumnezeu. Doar pe voi vă avem. Îmi aduc aminte că în ziua de vineri, după amiază, au început să sune sirenele. În cele din urmă am ieșit afară și am văzut venind un nor negru mare. În următoarele 2 minute, acoperișul nostru dispăruse. Eu și echipa mea de voluntari, Samaritan Spurs, suntem pe teren în Nebraska și Iowa, ca răspuns la furtunile devastatoare care au lovit comunitățile de aici la sfârșitul lunii aprilie. Vom monta prelate temporare, vom scoate resturile din curți și vom ajuta oamenii să recupereze tot ce a mai rămas valoros de prin curte. Vrem astfel să împărtășim speranța și dragostea lui Isus slujindu-i în acest mod practic, aducând puțină speranță într-o situație care pare cu adevărat fără speranță. Cel mai mare lucru de care avem nevoie mai mult ca orice altceva este rugăciunea. Unește-te cu noi în rugăciune către Domnul, cere ajutor pentru cei de aici, cere alinare. Mulțumim frumos! Alfa, Omega.